Dacă doriți să vă ridicați înaintea Domnului, să citim câteva cuvinte din Scriptură, din cuvântul Domnului, deschideți împreună cu mine la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de unde aș vrea să citim câteva versete. Capitolul 17, începând cu versetul 25. Dumnezeu care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Astfel dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrii cioplite, cum este și scusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit, pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, ne simțim și noi binecuvântați de Domnul să petrecem sfârșitul acestui an și începutul noului an aici la Emanuel, cu dumneavoastră împreună cu copiii noștri, cu nepoții noștri, cu cuscrii noștri, cu cinci ani în urmă, ca și fratele Adi, mi-am adus aminte, în finalul anului 2018, începutul lui 2019, am petrecut cu dumneavoastră aici și după cinci ani de zile, fiind din nou la Emanuel, văzându-vă pe fiecare din voi, constat un singur lucru, Dumnezeu a fost cu voi. Dumnezeu a fost cu noi și nu doar în anul 2023, ci dacă privim la toți anii din urma noastră, constatarea este aceasta. Dumnezeu care șade pe dron a rămas neschimbat. El este același ieri, astăzi și va fi și în anul 2024. Slăviți să fie în numele Domnului! E un har să petrecem sfârșitul acestui an în prezența lui Dumnezeu. E o binecuvântare și Așa cum spune Ieremia în capitolul 2, într-unul din versete, spune la un moment dat să ne oprim și să privim urma pașilor noștri în vale, să privim în trecutul nostru și sigur dacă ne limităm doar la aceste 365 de zile, anul 2023, care se încheie imediat, am putea să vedem multe lucruri, lucruri bune succese de care am avut parte, probabil și eșecuri de care am avut parte. Să putem să constatăm multe lucruri care s-au petrecut în anul acesta. Uitați-vă, așa se întâmplă de fapt în lumea întreagă. Într-o perioadă ca aceasta, oamenii se opresc în loc și fac bilanț, se uită la realizări, se uită la ceea ce au făcut și constată dacă a fost bine, a fost mai puțin bine. La fel și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem aici cu scopul acesta, să privim la anul care s-a scurs. Nu știu câți dintre noi ne mai aducem aminte la prima zi a acestui an. Cum l-am început, cu siguranță, aici, în casa lui Dumnezeu, acolo fiecare unde ne-am aflat, dar în prezența lui Dumnezeu și la începutul acestui an am luat decizii, am luat hotărâri atât în biserică cât și în familiile noastre, am dorit mult să schimbăm lucruri din viața noastră, din comportamentul nostru, din lucruri care le făceam și așa cum am auzit mărturia frumoasă a fratelui Adi, toți am trecut și avem o istorie a trecutului nostru, Probabil asta se va întâmpla peste câteva ceasuri din nou când vom sta prezența Domnului în rugăciune. Vom lua decizii pentru un nou an. Probabil, cunoscându-ne fiecare din noi, viața noastră, luăm decizii în astfel de momente și spunem, Doamne, aș vrea să fiu mai bun, aș vrea să mă schimb în purtarea mea, în familia mea, la locul meu de muncă, între frați, în adunare. Luăm astfel de decizii la începutul anului. Nu știu ce decizii ați luat cu 365 de zile în urmă nu știu câte din ele le-am dus la îndeplinire, câte au rămas neîmplinite, însă știu un lucru. Chiar dacă noi nu ne-am ținut de cuvânt, de promisiune, Dumnezeu care șade pe tron, El s-a ținut de promisiune și a, a spus El, v-am purtat și tot vreau să vă mai port ne-a purtat până în seara acestui an, frați și surori, până la finele acestui an cu car de biruință. Am trecut și noi, frate Adi, prin tot felul de văi adânci, prin dureri, prin necazuri, prin boli ne-am rugat Domnului și Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre și dacă suntem aici la sfârșitul acestui an, în primul rând suntem să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu, să cunoaștem credincioșia lui și puterea cu care El ne-a însoțit în fiecare an. De aceea îi dau slavă lui Dumnezeu și îi binecuvintez numele. Dragii mei, să fim la sfârșit de an în casa lui Dumnezeu nu este chiar un lucru simplu. Putea să fiți în alt loc, putea să petreceți în alt mod sfârșitul acestui an. Dar faptul că suntem în casa lui Dumnezeu este dovada că îl iubim pe Dumnezeu. Ba mai mult este dovada că ne iubim pe noi, ne iubim sufletul nostru și că am constatat lucrul acesta că în prezența lui Dumnezeu este bine să petreci mult timp și mai ales astfel de momente, un sfârșit de an, un început de an, nu știu dacă există un loc mai prielnic, mai potrivit pentru pocăiți, pentru copiii lui Dumnezeu. Aici, în prezența Domnului, este un mare har să petrecem împreună și să spunem, Doamne, îți mulțumim că și anul acesta ai fost Ebenezer pentru noi. Ne-ai dat ajutor, ne-ai dat sprijin ne-ai dat vindecare, ne-ai dat binecuvântări de tot felul. Și iată, ne stăm în prezența Lui Dumnezeu, în prezența Cuvântului Dumnezeu și așa cum stă scris cuvântul acesta, m pus pe gânduri această frază că Dumnezeu, care ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, spune că i-a așezat pe oameni pe toată suprafața pământului și le-a așezat anumite vremi și anumite hotare vremile stabilite de Dumnezeu, hotarele care le-a pus Dumnezeu, vă aduceți aminte despre Samson, spune la un moment dat Biblia că Duhul Domnului îl mișca între două hotare, spune între Țoria și Eștaol. La fel aici vedem două hotare hotărâte de Dumnezeu pentru fiecare din noi. Și acestea le cunoaștem cu toții. Este leagănul, dacă vreți, nașterea și moartea. Sunt două hotare stabilite de Dumnezeu. Pentru unii, hotarele acelea sunt poate mai înguste, pentru alții sunt mai largi, unii au prins anul nou, alții n-au mai ajuns seara aceasta, dumneavoastră știți mai bine ca mine și cred că în fiecare minut, în fiecare secundă pe planeta aceasta se oprește viața oamenilor și va veni și rândul nostru. Oricare din noi puteam să nu mai fi fost la acest sfârșit de an, dar dacă suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem cu scopul să medităm la viața noastră care se scurge atât de repede, la viața noastră care este darul lui Dumnezeu, darul vieții care la am primit și fiecare zi care o trăim pe pământul acesta nu este altceva decât este dar din partea Domnului. Mulțumim Domnului pentru cuvântul cu care El ne sfătuiește și ne învață cum să medităm și cum să ne trăim viața pe pământul acesta. Vreau ca să ne gândim în seara aceasta la câteva lucruri și în același timp să putem lua mai apoi decizii în ce privește viitorul nostru. Dragii mei, conform acestui cuvânt, viața noastră este mâna lui Dumnezeu. Uitați, în versetul 20, 28 spune aici, în El avem viața, mișcarea și ființa. În El, în Dumnezeu. În Psalmul 139 spune David, în versetul 16, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise. Toate zilele care mi erau rânduite, Dumnezeu nu numai viața lui David, ci și viața noastră, toate zilele vieții noastre sunt scrise în Cartea lui Dumnezeu. El ne-a rânduit fiecăruia dintre noi un anumit număr de zile și ele sunt scrise în Cartea lui Dumnezeu. Însă, aceste zile scrise și hotărâte de Dumnezeu pentru fiecare din noi trec atât de repede. Eram copil când am învățat cântarea aceea, grăbește timpul ca un or. De nimeni nu-i oprit. Și anii tăi se duc în zbor, se duc în infinit. În grabă trece viața ta și ziua ta s-a dus. Și am trecut de 60, de pragul anilor 60 și constat că din copilărie și până la vârsta aceasta, într-adevăr, mare adevăr are cântarea aceasta, atât de repede ca un sunet s-au dus anii aceștia. Și e bine să stăm în prezența lui Dumnezeu, în prezența celui care ne dă viață, celui care are notate zilele noastre în cartea lui și ține cont de ele. Și vreau să, să privim în cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să facem cu timpul pe care Dumnezeu l-a hotărât în dreptul nostru a fiecăruia, ce trebuie să facem cu viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5, versetul 15 și 16, ne învață că trebuie să fim cu băgare de seamă luați seama, luați seama, spune cuvântul Domnului, umblați cu băgare de seamă, nu fiți niște înțelepți, ci ca niște înțelepți răscumpărați vremea, Căci zilele sunt rele și cred că vremea în care am ajuns să trăim noi, vremea aceasta, sunt vremurile din urmă, despre care Pavel scrie atât de mult tânărului Timotei, zile din urmă vor fi vremuri grele. Zilele sunt rele, frați și sorori. Omenirea din jurul nostru a devenit, uh, din calea afară de, de rea, răutatea omului a ajuns la culme. Probabil și aici în America, ca și la noi în Europa, frași și surori, de aceea este bine să stăm lângă Dumnezeu, din pricina vremurilor care am ajuns să le trăim. Trebuie să vedem cum putem să răscumpărăm vremurile care le-am trăit. Am risipit prea mult timp, am risipit prea mult hard din partea lui Dumnezeu. Câți ani poate au trecut peste noi fără să uh, fim serioși cu Dumnezeu, fără să fim hotărâți uh, cu ceea ce vrem să facem. Însă este vremea când trebuie, ca și la o ecuație, să tragem linie și să spunem ce contează pentru viitorul meu? Ce contează pentru viața mea? Lucrurile acestea pentru care ne zbatem atât de mult din ianuarie până în decembrie, de dimineață și până noaptea, pentru care consumăm atâta energie, atâta din noi, din viața noastră, fraților, lucrurile acestea sunt trecătoare, sunt pieritoare. Avem nevoie de ele. E adevărat, dar Totuși, cred că este bine să medităm lucrurile care contează cel mai mult. Și cred că cel mai mult contează viața care o trăim pentru Domnul. Pregătirea noastră pentru o viață eternă. Vă aduceți aminte încă din copilărie, din școală, când se vorbea despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Frați și surori, astea nu sunt bazme. Este o realitate pe baza Bibliei. Știm că există așa ceva. S-a citat din psalmul 103, că veți întineri iarăși ca vulturii, o viață fără de sfârșit, o viață eternă, ne așteaptă pe toți aceia care ne-am pus încrederea și nădejdea în noastră, în Domnul, pe toți aceia care răscumpărăm vremea. Adică cum să răscumpărăm această vreme, timpul pe care Dumnezeu ne-l dă? Anul care a trecut oricum, nu mai poate face nimeni cu el, s-a dus toți anii de până aici, așa cum i-am trăit, nu mai pot să fie schimbați de nimeni, însă ceea ce putem face, frați și surori, este pentru anul care stă imediat să înceapă, noul an, care Domnul ne-l va dărui, anul 2024. Și ceea ce cred eu că trebuie să facem noi, spunem pasajul care l-am citit aici, că Dumnezeu care a hotărât acele limite, acele hotare vieții noastre. Dă și scopul în versetul 27, cu ce scop ne-a dăruit Dumnezeu această viață pe pământul acesta, spune ei, ca ei oamenii să caute pe Dumnezeu și să se silească să-l găsească. Dacă vrei să facem ceva care merită într-adevăr în viața noastră pe pământul acesta, este să-l căutăm pe Domnul. Dar spune aici să se silească, bâjbâind, arată aici strategia cum trebuie căutat Dumnezeu. Pentru că știți că în Biblie avem o, o promisiune, cine caută găsește. Indiferent ce caută omul pe pământul acesta găsește. Nu doar Cristofor Columb a găsit America, văd că și dumneavoastră ați găsit-o. Ați căutat o țară mai bună, ați găsit-o. Unii s-au oprit în Europa, alții v-ați oprit aici în America, alții probabil s-au dus mai departe în Canada, în Australia. Am căutat o țară mai bună și iată că ne-am descurcat, am găsit-o. Am căutat uh, mai mulți bani, îi găsim și pe aceia. Am căutat poate o viață trăită în lux, am găsit și lucrul acela. Însă, de data aceasta este vorba de o căutare mai uh, minuțioasă. Trebuie să-l căutăm pe Domnul altfel decât până aici. Trebuie să punem suflet în căutarea de Domnul. Și aș vrea din toată inima în anul 2024 să ne angajăm încă la începutul anului acesta să spunem, Doamne, pe tine te vom căuta din toată inima noastră. Căutați pe Domnul, spune Isaia, câtă vreme se poate găsi. Există o vreme limitată, Dumnezeu a pus acele limite și când vei trece din viața aceasta va fi, va fi prea târziu. Nimeni nu-l mai poate găsești, găsi pe Domnul. Dincolo de pământul acesta, doar în umblarea noastră pe acest pământ, îl putem căuta și dacă îl căutăm din toată inima avem făgăduința prin profetul Ieremia în capitolul 29 că Domnul se va lăsa găsit. Însă se va lăsa găsit doar de aceea care îl caută din inimă. Cu scopul acesta Dumnezeu a rânduit aceste limite vieții noastre ca noi să-L căutăm pe Dumnezeu. Și primul lucru, când spune aici, căutați-L pe Domnul cu băgare de seamă, ca niște înțelepți, primul lucru care îl surprindem aici este pur și simplu versetul 30 și 31, chemarea la pocăință. Prin pocăință omul îl poate găsi pe Dumnezeu. Știu că este un subiect care deranjează pe mulți. Dacă se vorbește prea des de pocăință, unii așa devin de supărăcioși. Am văzut aceasta cel puțin la noi, nu știu dacă în America, la fel se comportă frații, dar nu există o altă cale să te poți apropia de Dumnezeu, să-L poți găsi pe Dumnezeu, decât prin pocăință. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni și celor din Germania și celor din Austria și celor din Canada sau din Los Angeles, tuturor oamenilor de pretutindeni, soluția care o avem, fraților, să-L găsim pe Domnul este pocăința. Chiar dacă ne-am pocăit cu 60, cu 50, cu 30 sau cu 20 de ani în urmă sau anul trecut, frați și surori, mai este loc de pocăință. Și în fiecare zi, dacă ar fi să auzim mesajul acesta, chemarea aceasta la pocăință, știu că în fiecare zi avem de ce să ne pocăim. De o vorbă, de o privire, de un gând necredincios, de o atitudine care ne-a scăpat cumva de atâtea și atâtea lucruri. Noi trebuie să ne pocăim ca să ne putem întâlni cu Domnul, să ne putem apropia de Domnul. De aceea aș vrea acum, la sfârșit de an, gândul acesta să-l avem. Doamne, cât timp te-am căutat eu anul acesta? Cât timp am petrecut eu în prezența ta anul acesta? Sau, privind invers lucrurile, cât timp am irosit din anul 23? Cât timp am folosit într-un mod egoist doar pentru mine, pentru mine personal, pentru familia mea și am ignorat casa lui Dumnezeu, am ignorat biserica, frații, surorile, prezența lui Dumnezeu? Al căuta pe Dumnezeu înseamnă părtășie cu biserica, înseamnă rugăciune, stat. Timp în prezența lui Dumnezeu cu poporul Domnului este una din metodele care ni le-a pus Dumnezeu la dispoziție, frași și surori. Trăim vremea când dragostea celor mai mulți se va răci. Ba mai mult, va veni vremea când credința. Oamenii nu vor mai crede când va veni Isus, biserici vor fi multe pe pământ, însă credință va mai găsi el oare? și aș vrea aici la Emanuel, bărbați și femei de orice vârstă, să găsească Domnul Credință în inimile dumneavoastră, să fiți oameni ai cuvântului, oameni care ai rugăciuni cum auzeam adineauri în mărturie și cât ecou are peste ocean, peste țări, în lung și în lat, lista lungă de rugăciune. Mă uit și eu la dumneavoastră adesea. Și văd și mă unesc cu voi și mă rog împreună cu voi, pentru că suntem acasă, timpul ne permite lucrul acesta. Dragii mei, credeți mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu și în puterea rugăciunii. Și acestea ni le-a pus Dumnezeu ca niște arme la dispoziție. Cuvântul scripturii să locuiască în inimile noastre din Belșug și apoi viața noastră de rugăciune să ia proporții în fiecare zi. Prin ele ne putem apropia de Dumnezeu. Cu pocăință putem să-l căutăm pe Dumnezeu. Uitați-vă la David. Spune David în Psalmul 34, cu versetul 4, Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a scăpat din toate temerile mele. Acum fac o paranteză și gândiți-vă mai puțin. De când erați copii, v-a plăcut de David, de copilul David. Ați găsit undeva pe David să-i fie frică de ceva, de dușmani, să, să fie un fricos de mic, s-a luptat cu leul, cu ursul și a smuls oaia din gură când l-a văzut pe Goliat amenințând pe poporul Domnului și uh, blestemând și vorbind urât la adresa lui Dumnezeu, cât de mâhnit a fost David ca un copil tânăr și a spus, cine ne tăiatul ăsta prejur, În timp ce o armată întreagă tremura de frica lui și David cu și cu o la, la dobărât, la pământ. Dar aici spune el, Doamne, mai ai scăpat din toate temerile mele. Care au fost temerile lui David? Știți dumneavoastră, în psalmul 32, când spune el, câtă vreme am tăcut, era vorba de păcatul din viața lui, zice, mi se uscau oasele cum se usucă pământul de seceta verii. Mi se usca vlaga, Tremura înaintea lui Dumnezeu, de păcate a fost frică lui David, însă nu de dușmani, nu de uh, fiarele sălbatice. De aceea, spune David la un moment dat și am auzit frumosul psalm uh, care a fost recitat aici, în psalmul 103, uh, să-l binecuvinteze pe Domnul care iartă fără de legile prima și cea mai mare binecuvântare pe care David și-o aduce aminte și-o menționează în Psalmul 103 cu versetul 3, spune că el iartă fără de legile noastre. De păcat, de păcat a fost frică lui David și prin pocăința lui, prin întoarcerea lui când spune el atunci, mi-am mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. În felul acesta s-a pocăit David și la fel Dumnezeu ne-a chemat și pe noi să-l căutăm prin pocăință pe el. Doresc din toată inima să înțelegem calea pe care o alege Dumnezeu. Nu noi alegem modul cum să-l căutăm sau cum să ne apropiem de Domnul, ci El ne-a lăsat-o prin scripturi. Este una singură calea pocăinței și fie ca Domnul să ne ajute și pe 31 decembrie și pe 1 ianuarie și în continuare să iubim calea pocăinței, să-L căutăm pe Domnul pe această cale. Apoi, dragii mei, ă, asta înseamnă să răscumperi vremea, să-L cauți pe Domnul pe această cale a, a pocăinței, să vii cu pocăință la poala crucii, să spui ca și fiul risipitor, Doamne, am păcătuit împotriva Ta. Împotriva cerului și să te întorci cu toată inima spre El, făcându-i promisiunea să-i rămâi credincios mai departe. Apoi, răscumpărați vremea, timpul pe care îl trăim noi. Mai găsesc o parte din scriptură și îmi place foarte mult, spune versetul 30 și 31, că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Nu știu. Nimeni nu știe, nici măcar Fiul nu știe când este ziua aceea, dar Dumnezeu a hotărât o zi. Poate să fie în noul an în care intrăm, poate să fie mâine, pentru ianuarie, nu știm. Dumnezeu a pregătit o zi, a hotărât o zi în care va judeca lumea și vreau ca să citesc un cuvânt pe care Petru îl scrie despre ziua aceea în 2 Petru în capitolul 3, versetul 10 și 11, spune aici, ziua Domnului, ziua care a pregătit-o tatăl, spune, ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua aceea a venirii Domnului? Al căuta pe Dumnezeu, în primul rând am înțeles că... Dumnezeu ne-a pregătit calea pocăinței. Și aici apostolul Petru folosește prilejul aducându-ne aminte de ziua cea mare care a pregătit-o Dumnezeu pentru venirea Fiului Său și spune, fiindcă cunoașteți lucrul acesta, fiindcă toate lucrurile acestea au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Al căuta pe Dumnezeu, după ce am înțeles că trebuie pe calea pocăinței, în continuare noi trebuie să ne străduim, să-L căutăm pe Domnul printr-o viață trăită în Sfințenie. Frați și surori, o viață trăită în Sfințenie sau viața uh, trăită în Sfințenie o dovedim prin câteva lucruri. Nu prin vestimentația noastră, nu prin aureola aceea de duminică care ne-o luăm în fățișarea pioasă de biserică, dăm mâna unii cu alții, ne salutăm atât de frumos, de pios, la început și la sfârșit. Dragii mei, a fi... După inima lui Dumnezeu, oameni sfinți, înseamnă mai mult decât atât. În primul rând, înseamnă o viață în smerenie, în afara mândriei, a orgolilor. O viață în smerenie. Apoi, înseamnă o viață trăită în blândețe, o viață trăită în bunătate. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu așa spune, fiți buni! căci eu sunt bun. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Asta înseamnă o viață de sfințenie, fraților. Să fiți smeriți cum este Domnul nostru. Să porți în tine, în viața ta, chipul Domnului Isus Hristos, printr-o umblare și o trăire în smerenie, în umilință, în supunere față de voia lui Dumnezeu, blândețea și bunătatea să fie prezente în poporul lui Dumnezeu, în familiile noastre. Ce ziceți dumneavoastră? nu se așteaptă ca soțul să fie, soțiile nu așteaptă de la soții lor să fie mai blânzi, mai buni, mai răbdători, mai calmi. Sau dacă i-aș întreba pe bărbați, nu e așa că și ei își doresc să aibă o soție mai blândă, mai bună, mai răbdătoare? Dacă i-aș întreba pe frații păstori, ce ați zice? dacă ar fi frații și surorile din adunare, plini de blândețe, de bunătate, de smerenie, dându-și unii altor întâietate, cum ar arăta poporul lui Dumnezeu cu aceste calități, frați și surori? Pentru că acestea nu le găsim în lume. Nu le mai găsim niciunde, nici în casele oamenilor, nici în societatea în care trăim, însă trebuie să le găsim în poporul lui Dumnezeu. Și dacă sunteți de acord, ziceți din toată inima, amin. Pentru că suntem la sfârșit de an și dacă vrem să luăm hotărâri, nu să luăm hotărâri cum să facem mai mulți bani anul viitor, cum să ne schimbăm mașinile sau mobila din casă, aș vrea să luăm hotărâri să devenim mai buni. Să purtăm mai mult, să se vadă în noi chipul Domnului mai bine în anul care vine decât în anul care a trecut. Fie ca Domnul să ne ajute să purtăm în noi chipul Lui frumos și duios. Uh, <coughs> Uitați-vă cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni și vreau să citesc acest cuvânt, îmi place tare mult, în Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Iată hainele care își vrea să le luăm în seara aceasta la sfârșit de an, să ne îmbrăcăm cu ele și să, să le purtăm până în 31 decembrie anul viitor. Acestea sunt hainele care ne șade bine ca și copiii ai Domnului. Blândețe, îndurarea, bunătatea, smerenia. Îmbrăcați-vă cu aceste veșminte din partea lui Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să aducă binecuvântare în casele dumneavoastră. Anul acesta să fie într-adevăr cum ne știm ura frumos. Atâtea urări am primit astăzi pe WhatsApp din toate părțile și știm să facem urări frumoase. Haideți să fie reale, haideți să le păstrăm în viața noastră în fiecare zi a noului an. Dacă n-au existat în fiecare zi a anului trecut, avem șansa să le avem în fiecare zi a anului care stă să înceapă, dragii mei. Apoi, sigur, viața e vlavioasă, zice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, nu doar o viață sfântă, ci o viață evlavioasă. Și Uitați-vă la Apostolul Petru care ia cel mai glorios, cel mai măreț eveniment care va avea loc vreodată pe planeta noastră și anume ziua Domnului cea mare, care va veni în curând. El folosește prilejul acesta și lansează provocarea cum trebuie să fim noi în așteptarea acelei zile. Va veni Domnul curând. Se poate ca Domnul să vină la noapte sau poate tu să mori. Se poate întâmpla unul din aceste două lucruri, însă noi trebuie să fim oameni sfinți și oameni evlavioși. Acum vreau să vedem puțin despre viața aceasta evlavioasă. Ce înseamnă? Pentru că tot Apostolul Petru în capitolul 1, versetul 3 spune că Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia și anume ni l-a dat pe Iisus Hristos. El a spus, învățați de la mine, Petru, când spune că Dumnezeu ne-a dat tot în ce privește viața și Evlavia, se referă la darul lui Dumnezeu, la Isus Hristos. Să privim la Domnul Isus, la smerenia lui, la bunătatea, la blândețea lui. Haideți să privim la Evlavia lui. Când a intrat în Templu, acolo se împlinește acel cuvânt care este repetat din cartea profeților și spune, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Ce -a zice? ca anul 2024 și pe noi să ne frământe starea bisericii, prezența noastră la casa lui Dumnezeu. Știți cât de mult îi încurajează pe slujitorii dumneavoastră să nu vadă scaune goale și să vă vadă prezenți în adunare? Dar acum ei sunt oameni ca și noi, însă vă gândiți dumneavoastră ce bucurie are Tatăl din ceruri când eu nu stau acasă în timp ce poporul Domnului este la închinare, la sărbătoare, ci stau prezent în casa lui Dumnezeu, plânge inima de dor în mine, nu pot, dragii mei, vă mărturisesc, am venit la casa lui Dumnezeu, aveam 39 febră, poate unii care Gândiți altfel, ați zice, fratele el trebuia să stai acasă să nu îmbolnăvești pe cineva. Era cina Domnului și mintea mea a, a, a fost un gând. Femeia aceea s-a atins de poala hainei Domnului și a fost tămăduită. Însă eu mă voi atinge de trupul Domnului prin pâine și vă mărturisesc, nu doar fratele Adi, dacă tot este o seară de mărturisiri, în timp ce am frânt pâinea, în timp ce am stat la masa Domnului, am fost tămăduit, am fost vindecat. De aceea iubesc casa lui Dumnezeu. Dacă stau acasă, stau și zac în pat acolo, în boala mea, în suferința mea, dar dacă vin în prezența medicului suprem, pentru că râvna pentru el nu mă lasă să stau acasă, în orice stare aș fi apăsat, supărat, întristat, în casa lui Dumnezeu mai sunt șanse de schimbare, de transformare a stării inimii noastre și fie ca în noul an, și noi unde suntem, dar și dumneavoastră aici, să fim plini de râvnă și de evlavie pentru casa lui Dumnezeu. Oameni evlavioși. Noi trebuie să fim sfinți și evlavioși. A fi sfânt, a fi plin de râvnă pentru casa lui Dumnezeu. Dragilor, cred că nici nu există să îți facă cineva, poate, așa o descriere, dacă cineva vorbește despre tine, că oricum se vorbește așa, dar dacă vorbește cineva, zice, omul ăla... Omul ăla iubește pe Domnul, omul ăla iubește casa lui Dumnezeu, e un om evlavios, e un om nelipsit de la adunare, e un om plin de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu e așa că parcă îți crește inima în tine, parcă te umpli de bucurie. Dați șansa fraților de lângă voi să vorbească astfel despre fiecare din voi. Fiți oameni vlavioși, iubiți casa lui Dumnezeu mai mult decât casele dumneavoastră, fraților. Era David mâhnit în ce privea casa Domnului, spune, cum se poate eu să locuiesc în case căptușite, adică arajate, amenajate și casa lui Dumnezeu să fie în paragină și dorea foarte mult să se schimbe ceva. Așa și vrea să ne frământe pe noi starea bisericii din care facem parte. A trecut prin voi și prin uh, piscuri înalte. Anul acesta poate a fost și un an greu și dificil pentru dumneavoastră. Stă un an nou. Ce vreți să faceți cu noul an? Vreți să-l copiați pe anul 23 sau alții de dinainte? Aș vrea din toată inima să folosim prilejul numit 2024. Doamne, vrem să schimb lucruri în viața noastră. Vrem să schimb lucruri în casele noastre, în atitudinile noastre, unii față de alții, soți față de soții și invers. Aș vrea să schimb, Doamne, în Biserica Emanuel, stările noastre prin care am trecut, să putem să ne privim în ochi unii pe alții, să ne îmbrățișăm cu căldură, să dăm mâna cu toți frații, cu toate surorile, să nu mai avem uh, cumva așa... Uh, uh, repercusiuni față de unicii, cu, cu, o dragoste frățească să ne putem îmbrățișa și la început, și la sfârșit de an, și în zilele dintre aceste două granițe, dacă vreți să le numesc așa, fie ca Duhul lui Dumnezeu să toarne dragostea din nou în inimile noastre și să-L iubim pe Domnul, dar să dovedim iubirea noastră pentru Domnul prin relațiile care le avem unii cu alții. Doar așa îi poți dovedi, de fapt, Domnului cât de mult îl iubești. Fiindcă ori de câte ori ați făcut aceste lucruri ce celui mai neînsemnat, zice Domnul, mie mi le-ați făcut. Ori de câte ori dai mâna cu gingășie, cu dragoste, cu multă iubire față de oricine din adunare de lângă tine, zice Domnul, cu mine dai mâna. Față de mine te porți așa. Ori de câte ori poate sunt gânduri meschine și obrăznicii în gândul tău față de cineva și acolo zice Domnul, mie mi-ai făcut așa. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne transforme prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne facă oameni care purtăm chipul Lui în noi. Oameni sfinți, oameni care suntem plini de evlavie, plini de râvnă pentru casa Lui Dumnezeu. A fi oameni plini de, de, de evlavie, oameni plini de râvnă, înseamnă teamă de Domnul, frica de Domnul, sau înseamnă dragostea pentru Domnul, dorinți mari pentru, pentru Domnul. Uitați, cuvântul Lui Dumnezeu spune la un moment dat în 1 Petru, capitolul 1, versetul 17, despre frica față de Domnul, zice, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre pe pământul acesta. Nu doar când suntem în casa lui Dumnezeu, ne spune Eclesiastul, păzește-ți piciorul, adică vin cu o teamă sfântă în prezența lui Dumnezeu, ci în tot timpul pribegiei noastre pe pământ, spune că trebuie să ne purtăm cu frică în alergarea noastră pe pământul acesta. Pavel în, doi, în Filipeni 2 cu 12 spune, astfel, dar duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. În teama care eu datorăm lui Dumnezeu, teama sfântă, se vede de fapt evlavia noastră, râvna noastră pentru Domnul. Și în fapte nouă, când privim la biserica primară, spune că biserica umbla în frica Domnului toată biserica, nu doar unii din biserică, ci tot poporul Domnului trebuie să înțeleagă că umblarea noastră pe pământul acesta trebuie să fie o umblare într-o teamă sfântă de Domnul. Și zic ca Domnul să ne ajute să umblăm în felul acesta, să-L onorăm în felul acesta pe El. Eu am crescut într-o familie numeroasă și mi-aduc aminte... Dacă mergeam undeva într-o familie cu toți, eram invitați, că așa era în vremea aceea, chiar dacă eram familii numeroase, mergeam unii la alții și am recitam poezii, ne rugam cu părinții împreună, mama avea grijă, eram 10 copii și ne spunea mama pe vârfuri să mergeți. Adică să nu mă faceți de rușine să nu călcați, să nu deranjați pe la oameni prin casă, să nu faceți să-mi umpleți obrazul de rușine. Așa trebuie să înțelegem noi teama sfântă de Domnul, să avem grijă cum umblăm din 1 ianuarie până pe 31 decembrie, să dovedim că suntem oameni după chipul și asemânarea lui Dumnezeu. Oameni care purtăm în vasul acesta de lut pe Domnul Isus Hristos cu frumusețea Lui. Și vreau să mă apropii de încheiere cu câteva versete care vreau să le citesc. Uitați-vă, dragostea care trebuie să o avem noi față de Domnul de casa lui Dumnezeu și să o dovedim, de fapt, pentru Domnul. 1 Ioan, în capitolul 4, versetul 8 până la 10, spune cuvântul Domnului, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre preiubiților. Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. În aceasta constă Evlavia și sfințenia noastră, într-o viață trăită în dragoste. Dacă vrei să-i dovedești lui Dumnezeu cât de mult îl iubești pe El, iubește-ți aproapele. Iubește frații și surorile, iubește-i pe cei din casa ta, iubește-i, până acolo merge Domnul cu chemarea aceasta la a iubi, până și pe vrăjmașii noștri. Noi trebuie să iubim. Mai mult ca orice. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Este cea mai mare poruncă lăsată în Biblie să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta de la începutul și până la sfârșitul anului, fie ca Dumnezeu să simtă iubire din partea noastră, așa cum simțim noi de altfel dragostea lui în fiecare zi de nu ne-ar fi fost împărtășită dragostea lui Dumnezeu în parcursul acestui an. Credeți-mă că nu eram aici în seara aceasta. Eu călătoresc mai mult decât tine, frate Adi. Cel puțin 70.000 de kilometri fac pe an. Și de câte ori am văzut eu mâna lui Dumnezeu în fracțiune de secundă. De câte ori am trecut prin din mari și am zis, dacă nu erai Doamne cu mine, mă lua frigurile în toi de vară, mă cutremuram și zic, dacă nu era mâna Domnului cu mine acum. Dumnezeu își manifestă în tot modul, în toate felurile dragostea Lui față de noi. Haideți să-i răspundem în același fel, să-L iubim pe Domnul mai mult decât am făcut-o în toți anii de până aici. Haideți să ne luăm, dacă va fi un moment prielnic în seara aceasta, angajamentul să ne apropiem mai mult de Domnul, să-L iubim mai mult decât anul care a trecut, să spunem, Doamne, vrem să umblăm cu credincioșie într-o frică și într-o teamă sfântă pe pământul acesta, dacă va fi să trăiesc ultimul an, să-L trăiesc pentru onoarea și uh, cinstirea numelui Tău. Haideți să înțelegem că Dumnezeu ne... ne cheamă la o viață trăită într-un mod cum ne-o descrie Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, în Cuvântul lui Dumnezeu găsim oameni care îl iubesc pe Domnul și care își doresc a petrece mult timp în prezența lui Dumnezeu. Fiii lui Core Bunoar, în Psalmul 42, spun ei cum dorește cerbul, izvorul de apă. Așa însetează sufletul meu după tine. Așa îmi doresc eu prezența ta, Dumnezeule. David, de asemenea, spune el în Psalmul 27 cu 4, un lucru îmi doresc și îl, îl doresc fierbinte. Toată viața mea să locuiesc în casa lui Dumnezeu și să mă minunez, să mă bucur de frumusețea Domnului și a templului său. Oare este dorința noastră pentru noul an? Simțiți dumneavoastră regret, durere pentru orice părtășie uh, pierdută la care n-am participat? Aș dori din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să vă umple de râvnă în noul an și să iubiți casa lui Dumnezeu mai mult decât orice aici unde v-ați așeza să trăiți, să trăiți pentru slava și pentru onoarea Domnului. Mă rog din toată inima Dumnezeu pe toți să ne ajute la lucrul acesta și vreau să închei lăsându-vă un verset din Cartea Profetului Isaia, Capitolul 26, versetul 8 și versetul 9, să fie rugăciunea noastră la început de an. Doamne, Sufletul nostru suspină după numele tău, după pomenirea ta, Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Merită, frați și surori, să-L căutăm pe Domnul. La început de an și până la sfârșit de an, merită să umblăm pe calea lui Dumnezeu, merită să trăim o viață în sfințenie și nevlavie, merită ca anul viitor, într-un moment ca acesta, să putem constata fiecare că a fost un an deosebit în prezența lui Dumnezeu. Dacă ar fi momente de mărturisiri, de mărturii, să avem ce să spunem, în anul 24 am văzut minuni mari în casa noastră. În anul 2024 am văzut prezența și minunile lui Dumnezeu la Emanuel. Aș vrea să vină oameni care sunt online cu dumneavoastră, așa cum a făcut-o fratele Adi, să spună ce au văzut ei la voi, schimbarea, decizia pe care o putem lua acum în miez de noapte și fie ca Dumnezeu să-și proslăvească numele Lui în fiecare din noi, în casele dumneavoastră, aici la Biserica Emanuel și anul 2024, pentru dumneavoastră, pentru toți, să fie un an al biruinței, un an de succes, un an de progres spiritual, în primul rând, de belșug spiritual, un an al pocăinței, al sfințeniei și al umblării cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Am găsit în Biblia mea și vreau să, să vă citesc despre timp. Nu știu dacă ați văzut, uh, fițuica aceasta a fost cu câțiva ani în urmă împărțită cel puțin în România. Spune aici, numele meu este timpul. Eu nu am fost din și nu voi fi mereu, dar acum exist și hotărăsc întreaga viață. Oamenii mă așteaptă, îmi sunt supuși și se tem de mine. Nimeni nu mă poate opri afară de Dumnezeu. El mă are sub control. El spune că mi se apropie sfârșitul, dar atunci, în clipa suprema a sfârșitului meu, va fi prea târziu. Prea târziu pentru a te pocăi, prea târziu pentru a te împăca cu Dumnezeu prin Isus Hristos, Fiul Său, prea târziu pentru a crede. Lacrimi, frică, regret vor umple atunci veșnicia, dar prea târziu. Dumnezeu spune, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este vremea potrivită, iată acum este ziua mântuirii. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă umple de haruri proaspete și noi în noul an. Vă binecuvântăm în numele Domnului.